Uitați-vă și voi. Astăzi, da, BAZ este un adevărat trust de presă locală. În 2011, în Botoșani, la Biblioteca Județeană Mihai Eminescu, în cadrul programului Bibliovacanța, a fost înființat Cercul de Jurnalism Mici Reporteri. Ioana Matfeev, cea care coordonează acest cerc, subliniază câteva dintre punctele forte ale redacției BAZ înființate ulterior, când comunitatea copiilor reporteri era de sine stătătoare. Redacția are, în prezent, un ziar tipărit lunar, o televiziune online, podcasturi și face campanii sociale de mediu umanitare. Cum ajută o comunitate ca BAZ un oraș? Adresându-mi această întrebare, mi-aduc aminte de câteva campanii pe care noi le-am făcut, da, de-a lungul timpului. Una dintre ele a fost în parteneriat cu Face Food, Strada nu e scrumieră, da, și mi-aduc aminte că am avut atunci foștii copii, deja erau tineri, care s-au implicat nu doar ca voluntari care strâng efectiv mucurile de țigare de pe jos. La fel s-a întâmplat și în cazul campaniilor pe care noi le-am derulat în parteneriat cu Asociația Română de Reciclare RORECH. Iar ceea ce e foarte important, implicarea copiilor, pentru că din asta ei învață și ajung niște adulți responsabili, ajung niște adulți care știu că fără dăruire, fără a învăța, fără a ști să comunici, nu prea poți să faci nimic. Astăzi, redacția BAZ este la a doua generație. Foștii copii reporteri sunt acum studenți sau lucrează în domeniu. Denisa Sandu este astăzi studentă la jurnalism, iar în redacția BAZ a deținut mai multe funcții și s-a implicat puternic atât ca reporter, cât și în tot felul de campanii sau acțiuni sociale. Denisa a susținut primul curs de vlogging și televiziune organizat în Botoșani, în cadrul școlii de jurnalism BAZ. Pentru mine, tot ce a însemnat ziarul BAZ a fost o rampă de lansare. Practic am pășit într-un mod mai sprijinit în această lume a adulților, la modul că am învățat cum să mă comport într-un mediu formal, cum să vorbesc cu niște adulți care de una de alta sunt mai ajunși mai departe ca mine în viață. Acest lucru m-a învățat ziarul BAZ și de aceea cred eu că este important. Paula Ifrim este studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice în anul al doilea. Din toamnă, ea va studia timp de 6 luni la o facultate din Grecia, grație unui proiect Erasmus în care s-a înscris. La BAZ, Paula a avut propria emisiune, a susținut un atelier de desen în cadrul școlii de jurnalism BAZ, a ilustrat câteva din cărțile realizate pentru copiii reporteri ai redacției. Eu sunt în această comunitate de bazări încă din clasele gimnaziale. Și crescând în acest mediu, am simțit cum am evoluat treptat, cum nu am mai fost atât de crispată, nu doar în fața camerei, ci în fața oamenilor sau a unui invitat. M-a ajutat foarte mult pe partea asta să fiu eu, să fiu cât mai naturală. Copiii de azi sunt și ei pasionați de ceea ce fac, dezvoltându-și zi de zi abilități în comunicarea scrisă și verbală, în domeniul tehnic sau ca reporteri și prezentatori de știri. De când ești la BAZ? Sunt la BAZ din toamna anului 2018. Cum crezi că te-a ajutat BAZ-ul? BAZ-ul m-a ajutat foarte mult pe zona de curaj, să pot să-mi exprim ideile, să iau inițiativă. Cred că evoluția mea a început mai degrabă în 2019, pentru că atunci am început să vin în fiecare zi din vacanța de vară la BAZ. Am prins gustul acestei meserii, mi-a plăcut foarte mult ce se întâmplă și am vrut să vin și în decursul anului. Și cred că așa evoluția mea a avut mai mari șanse să continue și să continue cât mai frumos. În timpul anului, Cercul de Jurnalism are două proiecte importante. Tabăra de jurnalism ai noștri tineri, respectiv concursul de jurnalism Botoșani, orașul meu drag. Cele două activități care se desfășoară în timpul vacanței de vară au fost inițiate de Ioana Matfeev. Concursul de jurnalism este anul acesta la a 8-a ediție, iar tabăra la a 6-a ediție. Noi, de-a lungul celor 11 ani, am avut mai multe proiecte, dar cred că principalele două proiecte care se desfășoară și în prezent și care sunt, cred că, cele mai mari la ora actuală sunt concursul de jurnalism Botoșani, orașul meu drag, și tabăra de jurnalism ai noștri tineri. Sunt două proiecte pe care le-am inventat, ca să spun așa,
tocmai pentru ca micii reporteri, așa cum îmi place mie să le spun copiilor din redacție, să poată să se dezvolte, să-și găsească pasiuni, preocupări, să înțeleagă cât de importantă este comunicarea, da, în viața de zi cu zi. Larisa Avram, producător TVR, realizatorul emisiunii Sănătate cu de toate de la TVR2, este unul dintre invitații copiilor reporteri în tabăra de jurnalism și spune despre evoluția copiilor. Cred că micii jurnaliști de la bază evoluează de la un an la altul foarte, foarte bine și mărturie stau chiar foștii absolvenți sau foștii voștri colegi care acum sunt studenți fie la facultățile de jurnalism, de comunicare din țară, ba chiar și peste hotare. Doru Ionescu este jurnalist senior la TVR, realizatorul emisiunii Remix de la TVR3 și, în urma participării ca invitat în tabără, a legat o strânsă colaborare cu micii jurnaliști de la Botoșani. Împreună au creat un site dedicat românilor stabiliți în străinătate, au realizat mai multe emisiuni Remix. Bazi reușesc să facă educație alternativ la vârf. Bineînțeles, nu toți cei de la bază vor ajunge jurnaliști, dar cu siguranță cu toții aveți ceva de elevii și cursanții de la bază de-a lungul anilor, că s-au făcut 11 ani, au avut foarte multe de învățat, altfel decât din manualele de istorie, de limba română. Cum vezi colaborarea cu micii jurnaliști? Am venit pe niște urme bătătorite de colegii traineri care aveau o experiență deja de un an cu tineri jurnaliști și firește, din primul an am colaborat foarte bine, adică v-am simțit foarte deschiși și dornici să învățați lucruri noi. Avem un film despre Botoșani făcut împreună, mai multe reportaje pe care eu le-am difuzat la Remix cu întrebări foarte bine țintite care i-au impresionat și pe ei și mă refer la Ovidiu Anton, la Ana Pătan. Din 2012 până în anul pandemiei, redacția BAS a colaborat cu Asociația Română pentru Reciclare RORECH în proiecte de mediu, în mod special cele care vizează colectarea deșeurilor electrice și electronice. Copiii au învățat prin campanii de informare și conștientizare a populației organizate chiar de ei să aibă un comportament corect în gestionarea deșeurilor de orice tip. Am văzut cum s-au transformat copiii care au intrat în redacția BAS, da? Din momentul în care și-au început activitatea de mici jurnaliști, până puțin mai încolo, când deja scriau mai bine, vorbeau mai bine în fața camerei, erau mai curioși, erau mai îndrăzneți. Și pentru mulți știu că acest hobby chiar a deschis o carieră, ideea unei cariere în jurnalism.